Nu știu ce secretariat, din punctul nou, am punctul 6, la un specialist care și nu pot să duc... Inițiativa. Domnul primar, să duc să piastă anunță, primind consultări publice. Matale nimerește ca și consilier. Primarul, viceprimar și consilier. Domnul director, eu lămuresc cu atât în lumea ce se întâmplă, ca să înțeleagă. În care? Adică la noi suntem așa. Cineva a venit cu idei, cu propuneri, cu proiecte, dar procedura de corupție a portau, executare. E simplu, e simplu ca bune. Nu stimați consilieri. Veniți cu propuneri. Fieți propunerea bună, rău, până bun sfârșit. Pe responsabilitate și decizia care o propune. Domnul primar, ați văzut vreodată? N-am văzut pe nimeni, dar am să văd, dumneavoastră. Mă votați ca deputat și așa. Vă poți fie, domnul Fariu. Dar vă n-ai dat? Toate știință care vă vine, angajați cu mării dumneavoastră, vinte pe apă. Dacă vinți în vidire, nici un picat. Deci dumneavoastră trebuie să nu doar să formiți anunțul. Așa, și-l expediați la noi și noi îl publicăm. Nu o să fie pur să stați ca dumneavoastră să vă lăsați în clienta vizită, dacă asta e cea mai mare problemă. Așa? Eu acum am înțeles că o idee a fost. Foarte bine să-i spun, domn primar. Deci, eu propun ca această întrebare să fie la rejudecare odată cu trește o săptămână și primiți, vă rog, un aviz de la cancelarea de stat, ce înseamnă autor și ce înseamnă subdiviziunea autorului. Aveți în vedere să-l expediem pentru avizare la... Ce este voi explicați? La noi sunt încălcări după încălcări. Dacă era acum organigrama primită, noi vedem cum sunt niște strelci, de la primar, la viceprimar și mai departe. Noi nu știm unii ce structuri avem, nu știm care specialist separat, apart și așa mai departe. Nu știm nimic. E tot așa. Dar este scris clar, subdiviziunea autor. Subdiviziunea autor este numai în organele executive, cum este guvern, minister, primării și așa mai departe. Bine, stimați colegi, propunem să fie... Cum punem la reexaminare, îl punem la vot cu modificări. Prima propunere, la reexaminare, până când o să facem în lectura a doua bugetă. Da, primească o explicație de la ceva. Să o să ne șlefuiască chestiunea, e mai clar. Cine este pentru, mă rog, votați. Cine este contra? Abținut? Doi. Cu privire la acordarea ajutorului material, raportul organic de comisie. Dar ce de publicitate la comisie și comisie de buget? Stimați, s-au discutat nominal fie ca de solicitant de ajutor și avem următoarele modificări. Persoanele țântuite la parc inițial s-au acordat 500 de lei, noi ne-am hotărât să 1000 de lei. Asta e de... patru persoane, loc de 500 câte 1000. Брегу, вот на Аришке сутом пути, то чин сути шам, мастерат, требуется, где о миде, делей. Ам эксклюз для лист Бугана, потому что и самая аккордат, что ж, дела шквал, и сад, аккордат, алиментация, что. Проблема era cu Кайкры Татьяна, вопрос, где ворба, где ведя, чин, мама, ну, и есть, курсы, ворба, где трей копии, trebuie să prezinte, noi n-am prezentat, nu ni s-a prezentat proces verbal, act de constatare nu avem și nu știu. Mama la copii este așa mai are doi copii care sunt la casă cu copii undeva la sud. Recepta și tot lui din Rii primul și l-a putat și vorba. Și l-a făcut mie și nu sunt așa. Deci ea o scoate de pe listă. A rămas două cu scoate. Rămâne bunica care are grijă copii și soț care are. Păi și urmează bunica să depună o cerere și... E la lucru, chestia că așa e pădut pentru tot, cred că eu stau copii atras, prin atât să lucrez. Soțul mai avea la 500 de lei.
Nu, dar noi cu ISD, a fost vorba să n-avem cu ISD persoana în cauză nu este. Ea s-a luat să numească altă persoană, iată care nu este. Nu, noi nu excludem, când este nimic. Și ei dă mai mult, 2000 de. Dar trebuie de văzut cui de concret persoană. Păi noi ori cu acolo s-o pune de trebuia, ai ce-i spus mama? Și salariul 1, 2, 1, 3, 3, 4, 5, 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 Păi de unde mă întreb la misiune? 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 De unde mă chiar vreau să mulțumesc doamnei Elena, doamnei Alexandra, că au trecut pe familie, pentru că eu credeam că asta e un lucru așa refugitiv, trebuie să ajutăm oameni. Dar ei au depistat și multe lucruri care... Și vreau să mă întorc înainte de a pune la vot. La ordine de primire la noi a fost directorul unui ONG, care a venit cu o propunere de a crea... Solicitat teritoriul comunei Trușeni, un azil pentru bătrâni. Toate investițiile 100% din contul lor. Adică de la primărie, de la Consiliu, se cere ori să-i găsim un teren, 30 de ani și dată folosință pe un tip oricare. Asta e decizia mare. Nu, adică, material. Adică. Și am primit un răspuns, că la noi e foarte bine. Este azil pentru 6 persoane, se dă mâncare caldă și așa mai departe. Adică ceea ce contravine totalmente față de ceea ce noi am discutat. Eu rog, domn primar, vă rog personal, asta v-au pregătit tot aceiași persoane care au pregătit și lista unde s-au depistat aceleași greșeli, că tot e ok. Întorceți-vă la aceasta, în modul cel mai serios, dacă sunt un gen care vrea să vină cu bani mari, să construiască, să facă un azil, unde în primul rând să fie oameni de Trușeni, pentru că e o situație grea, e un echip aici care la pap. Să fie un azil normal, modern, ar fi ceva foarte bun pentru comunitate. Vă doar să la acest lucru. Eu cred că identificarea terenului. Eu nu știu cum. Ce poți teren, e clar, nu se știe, nu se știe. Eu vor face partenerea și mai departe el vine cu finanțele lor. Din America, din România, treaba lor. Domnul președinte. Domnul președinte. Eu salut foarte această propunere sau de binevenire din partea acestor oameni din Vlavioș și cred că pe noi și domnul primar cunoaște foarte bine, că ne ușurează mai ales primăria, că așa teren Consiliul când în 2008 a luat decizie și a alocat terenul de 80 de are. Și eu cred că trebuie să ținut chestia asta foarte bine și ca să îmbrățăm acolo azilul pentru bătrâni. Cum spuneți? Domnul, eu sunt de acord, sunt de mers cu domnul Iori. Este un lucru care de voi foarte bun. Părerea trebuie să-l punem în Consiliul Oral, acum la moment n-am putem discuta, îl punem în ședința următoare. Ședințe în sarcină primăriei, după cât înțeleg, este identificarea terenului. Care la avem, da. Care la avem sau alt teren, pentru că acela știți că este proprietar și doar pe un distanță. El ar după decizie, dar pentru azil, pentru bătrâni. Așa dacă e decizia. Dacă decizie, Consiliul, da, că acolo, acolo, unde puteți să decideți dumneavoastră, acolo, să fie și să fie. Să nu fie. Mați colegi, mie, domnule. Mați colegi, să propunem la voi proiect decizii cu privirea acordarea acordului materialului, care menționați în urmă. Școlarea mea se ghea. Așa, noi bine așa?
Următoarea întrebare. Cu privire la alegerea viceprimarului comunii Suceava, la doctor a fost prin administrația publică locală, propun candidatura de viceprimar a lui domnul Lilian Bernard. Funcția este vacantă, domnul Lilian o cunoaște tot, îi dați ceva informații la dumneavoastră. Întrebări la raportor, da, vă zau. La vot. La vot, dar pe raportare. Noi am scris acolo, suntem 8 care am scris și susținem candidatura, dar să nu uite să-și dă demisia și să rămâi mai puțin tăi și mai mult lucruri. De la care nu spune cine a votat. Nu cine a votat, da? Propunem la vot proiectul decizii de a ales viceprimar. Cine este pentru, vă rog, votați. Unanim. Stați în timp. Stați. Ca să nu-i mă răzut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cine este contra? Abținuți? Restul. Ultima întrebare pe ordine zi, cu privire la convocarea repetată a studenților și solicitarea celor 8 consilieri a fost în data de 11 noiembrie, 18 noiembrie. Domnule Cedin, mă iertați, puteți, doamne, ce trebuie să avem un curs și Cedin. Prima dată domnul Masleae, unde la tribună spunea că de ce trebuie făcut ședințele extraordinare, cu voi să cheltuie foarte mulți bani. Eu consider o poziție inadmisibilă din partea administrației executive să ne arăte nouă cu degetul unde este locul consilierilor. Până ce noi putem să vă arătăm locul vostru. Să fie clar, chiar dacă acum este o poziție 50-50. Eu n-am așa multe. Mă tale, domnul Masleae, pot spui, m-a corodat, te-ai adresat la mine, s-a refuzat de ceva? Nu.
Te-am ajutat? Da. Dar de ce? Dacă legăm de o întrebare care a fost, și aveți așa un comportament față de, de mine ca consilier? Și nu încriptați decizia. Ați avut atâtea, fiind interimar, ați avut atâtea posibilități să solicitați pe altă dată și așa mai departe. Dar în modul cel mai obraznic, vreau să spun, n-ați pornit, n-ați emis o dispoziție privind convocarea adunării satului, n-ați pregătit specialiști pentru raportare. Matale clar ai spus la tribună că eu n-am să vin niciodată. Păi dar atunci ce? Aveți nevoie de consiliu numai să venim să ridicăm ajutoare materiale pentru voi, premii pentru voi la primărie? Știți cât eu pot să vorbesc, domnul Victor? Nu, Matale, mult vorbesc, dar nu poți. Da. Eu am spus că nu vin la adunarea satului după ce s-a încheiat ședința consiliului. De aceea eu mi-e greu acum să le spun, dar este necesară adunarea satului, dar probabil eu am scris în notă aceea, doamnă secretară, că la noi statutul Comunii Drușeni este elaborat în baza legii vechi. De 2006 este legea nouă. Și dați consultării publice elaborarea statutului redacție nouă și poate, într-adevăr, de mers la anul viitor cu darea de seamă anuală a fi un gest bun. Acum e inutil de mers cu diferite întrebări, de adunarea sa. Și dacă ne las cu voi? Când își termină darea de seamă anuală? Da, 10. Ianuarie, să trecem. Consiliul vă zice aprilie că să aprobe noi executarea prin 31 ianuarie. Dar tot a fost cât de traficul. Tot 31 ianuarie, noi trebuie să o prezentăm. Când în martie, aprilie, când e bine să se organizăm. Trebuie să o punem. Domnul Matar, trebuie să o punem după sărbători de anul. Nu, da. Și la fel după alege, domnulea. După alege, nu după alege. După alege. După alege. Dar așa, dar... Domnul, până atunci să fie aprobat de Consiliu statutul în redacție nouă, pentru că el e pe legea veche. Domnul Iurie, ce sunt smart, că e bun așa? Ce văd? Odată să organizăm la toată la Consiliu. Domnul Iurie, dumneavoastră nu prea aveți dreptate față de mine personal, că eu nu sunt puterea consilierilor față de aparatul primăriei. Eu personal am simțit puterea dumneavoastră prin scrisorile care au fost adresate ambasadei Americii și consulatul Franței pe viitor la mine. 4 luni de zile, credeți-mă că eu le-am simțit foarte bine. Credeam că aveți o putere extrem de mare. Dar puteți să concretizați și scrisoare și nu se mai ambasadă. Nu, iar vedere că v-am simțit-o. Nu, am spus ca un vedet dumneavoastră. Ce scrisoare, la care ambasadă și cine a semnat? Domnul Iuri, eu am simțit. Eu sunt o persoană care direct vorbesc. Ce am, eu vorbesc aici. Ce doresc, dar știu și mă semnez. Dar ați spus că eu nu vă estimez sau nu am simțit puterea dumneavoastră. Eu v-am spus că am simțit-o. Și eu recunosc, că este puterea dumneavoastră. Eu recunosc, că este un consiliu. Se propune data de 10 martie. Cade duminică, este început primăverii, este un timp pentru papuratul. Și prea poate elevii. Prima decadă, a doua decadă, nu normal, 10 martie. Normal, prima decadă, sau nu puneți fix. Nu, data și fix, dar trebuie să pregătim, pentru ce e data completă. Este propunere 10 martie și este propunere luna martie. Când noi o să avem o consiliu? 10 martie. Noi în martie să fim consiliu și atunci stabilim data mai bine. Dar dacă o știm din înainte, 10 martie, și 10 martie. Da, și trebuie luna martie, să vedem care...
uitați, unde să facem noi ședința asta? Stăm pe scări în fața casei de cultură, să înghețăm? Dacă o să fie iadă tot, dați bine, mai spre rușină. Mai spre rușină o lunii. Domnule, dar să mă închidăm o lege locale și mai faci. Deja ia poliția și noi. Și mă, cât păi poate, mă duc la voastră. În februarie am fost parlamentare, dar nu știu să fie câte una și... Propune la vot, doamna Zizești Marti. Cine este pentru, vă rog, votați. Cu dreptul de modificare, domnule. Dreptul de modificare ne aparține nouă. Nouă, da. Dreptul de modificare ne aparține nouă. Lăsăm 10. Da, da, da. 10 Marti. Da. Cine este pentru, vă rog, votați. Cu dreptul de modificare. Contra. Abținuți. Da. Mulțumim la toți. Ordinea zi este epuizată. Domnul consilier. Domnul primar, sunteți în temă. Dar din câte e problema? Domnul primar, 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 domnul